Să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 36. Matei 24, începând cu versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În seara aceasta aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbesc despre un lucru cu care ne întâlnim în fiecare zi, cel puțin o dată pe zi. Ne întâlnim fiecare dintre noi, ne-am întâlnit și astăzi și cred că ne vom mai întâlni și mâine dacă ne mai ține Domnul cu viață. Și anume, aș vrea să vorbesc despre oglinzi. Dacă urci într-o mașină și vezi parasolarul dat jos, coborât și oglinda pornită, lumina de la oglindă, ce îți dai seama? Că pe locul ăla a stat o femeie, nu? Îți dai seama că soția ta, uite, deja frații, surorile nu mai vorbesc, că ele totdeauna cu parasolarul coborât, cu oglinda pornită. Vă spun, sunt unele oglinzi care ne deformează. Ați văzut oglinzi care te lățesc așa, care te fac mai gras, altele te subțiază. Nu-ți spun adevărul întotdeauna, dar în seara aceasta aș vrea să ne uităm într-o oglindă care totdeauna spune adevărul. Vedea cerurile deschise a lui Dumnezeu, care cred din toată inima că vom vedea pe Fiul lui Dumnezeu coborând pe norii cerului. Mai spun încă o dată, cred că suntem generația care vom vedea răpirea și vom prinde coborârea Fiului lui Dumnezeu pe pământ și Domnul să ne facă pe toți părtași la venirea Lui, mărit să fie numele Domnului. Ne uităm la vremea lui Noe și o să vedeți că ne caracterizează foarte mult cum trăiau ei și cum trăim noi. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că pe vremea lui Noe, primul lucru ce făceau? Mâncau și beau. Nu vedeți că trăim o generație care e bazată pe consum? O generație care se zbate foarte mult pe cumpărături? Uitați-vă câte magazine sunt lângă blocul dumneavoastră. Câte reclame la ușa blocului, prin poștă, plin de magazine. Acum 3 luni ori anunțat pandemia, ai rupt magazinul, nu? Ai fost acolo cu cărucioarele, cu baxurile de făină, de hârtie, ți-o rămas și hârtia, ți-o rămas și făina, ți-o rămas și zahărul. De ce? Pentru că ai răspuns chemării din vremea lui Noe. De parcă noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, credem că ne ține în viață baxul ăla de făină. Noi credem și ne bazăm tare mult, nu? Că zahărul ăla, ăia 6 litri sau cât puteai să cumperi, doar n-ai cumpărat cu paleții. Și dacă cumpărai cu paleții, știți că în America sunt anumiți americani care au cumpărat sute de baxuri de conserve ca să aibă pentru vremea de prigoană, pentru vremea de când n-o să mai fie voie să cumperi, să, nu? Și ori pus la safe, ori pus la depozite. Știți ce a zis Domnul Iisus? Când a venit diavolul și l-a ispitit, spune cuvântul Domnului în Matei, capitolul 4, cu versetul 4, că i-a venit și i-a zis, uite, fă din piatră pâine. Ce a zis Domnul Iisus? Omul nu trăiește numai cu pâine. Adică nu te axa pe consumerism.
Nu te axa numai pe cumpărături. Gândiți-vă ce o fi mâine, că se dă drumul la terase. O să fie mai ceva ca la urgență, la județean. Să stai să prinzi un loc acolo la terasă, nu? O să stai ore întregi cu sucul în față. De ce? Să consumi ceva. Zici, domne, n-am fost la o terasă din toamnă, nu? Iarna a fost închis, acum am și eu dreptul ăsta. Și o să ai reclame peste reclame. Iei o cafea, îți dă un suc gratis, iei o apă, îți dă nu știu ce, să te țină mai mult la consumat. Dar să știți ceva, viața copiilor lui Dumnezeu nu-i întreținută de pâine, ci întreținută de Iisus Hristos. O zis Domnul Iisus, omul nu trăiește cu pâine, nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Ar vrea în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu să fie viață și putere pentru sufletul tău, să prinzi în seara aceasta adevărata putere ca să înaintezi pe calea lui Dumnezeu. Orice ar veni, orice ar veni peste sufletul tău. Noe nu a fost omul care o merge și el, știți că spun oamenii în perioada asta că dacă ai cash în perioada de criză, adică dacă ai bani sub saltea, ești cel mai fericit. Că atunci poți să cumperi ce vrei. Poți să, ăla care deține cash-ul, ăla deține, se simte binecuvântat. Vă spun, cel mai binecuvântat om nu e ăla care deține banul în vreme de criză, ci ăla care are legătură cu Dumnezeu. Noe nu rup magazinul. Nu a mers Noe să-și facă rezerve. Nu a mers nici să pună în beci. El știți ce a căutat? O relație cu Dumnezeu. O încercat să se apropie de Dumnezeu. Nu vedeți că trăim și noi o generație consumeristă? Dom'le, imediat nu-ți trebuie, dar cumperi că toată lumea cumpără, nu? Stai la rând la medicamente, îți trebuie numai un algocalmin. Dar auzi că o cumpăra vecinul, clientul din față, o cremă de spate și nu-l mai doare spatele. Și tu n-ai nevoie. Dar zici, băi, bună și asta. O iei, îți expiră în cutia de medicamente, îți expiră acolo în dulapul de medicamente. Nu te mai axa. Oamenii din vremea lui Noe ori fost axați pe a mânca și pe a bea. Ascultați-mă, Dumnezeu, o să vedeți că nu-i supărat că mănânci. Dumnezeu nu-i supărat că te răcorești, că te hidratezi. O să vedeți că Dumnezeu-i supărat pe altceva. Primul lucru, cei din vremea lui Noe și românii din 2020 îs axați pe cumpărături. În al doilea rând, știți pe ce mai erau axați? Zice Biblia că în vremea lui Noe mâncau, beau, se însurau și se măritau. Nu vedeți că avem un cult a căsătoriilor acum? Te ia groaza, frații mei, ascultați-mă. Nu știm cum Domnul Iisus nu era supărat că se măritau și că se însurau. O să vedeți lucrul acesta. Dumnezeu nu-i supărat că vrei să te însori. E bucuros că întemeiezi o familie. Știi ce e supărat? Că nu mai știi cu ce să ieși în evidență. Când îți cheltui copil sărac, îți iei bani împrumut să le arunci la invitați artificii pe cer. Păi mai bine, știi cât e un minut de artificii? Vreo 400 de euro. Și minim 3 minute, adică 1200 de euro. Păi ia fă-le bucuria la invitați și aruncă-le în sală 1200 de euro pe jos. Să vezi ce bucuroși pleacă acasă. Crezi că le-ai făcut mare bucurie că stau ei și se uită pe cer? Nu vedeți că am ajuns să facem o artă din nuntă? O ajuns românul să-și cheltuie tot banul, să ia bani împrumut, să ia pensiile lui bunică sa, să le bage în restaurante de lux și își investește toată energia, investește tot ce are în nuntă și știi unde nu mai investește? După nuntă. Își face o nuntă cu toată investiția, tot ce are bagă nuntă, în 8 ore de stat la masă și băgat sarmale și nu mai știi cum să le dai jos după aia, după o săptămână, nu? După ce a trecut nunta, îl vezi că el nu mai dă doi bani pe viața de familie. Sună-vă, fratele păstor, după o săptămână, păi ce mă sună? Hai că nu ne înțelegem, hai. Păi de ce? Pentru că ți-ai cheltuit tot ce ai avut la nuntă. Ai dat bani, dar n-ai rămas cu nimic. Ai mai dus bani de acasă să reușești să-ți plătești restaurantul. N-ai știut cu ce să ieși în evidență. Vezi că își programează nunta peste 2 ani. Ați auzit? Îs tineri care își programează nunta peste 2 ani. De ce? Nu-i restaurant liber. Serios, nu-s restaurante libere. Nu vedeți că Dumnezeu cu pandemia asta, unde o lovit? În nunți. Mi-a zis ieri fratele păstor că mulți au renunțat la nuntă. Slabi. Mulți au renunțat la căsătorie în vremea asta.
O zi nu mai vor să se căsătorească. De ce? Poate pentru unii fericire că nu s-au căsătorit, pentru fata aia că nu mai vrut băiatul să o, să o ia. De ce? Pentru că el, dacă pe el l-a distanțat de viața de familie o pandemie, atunci ai mari semne de întrebare că el va reuși în viața de căsătorie, nu? Își dă toate resursele să iasă în evidență. Am ajuns, vă spun, foarte rar mai merg la nunț. Foarte, la prieteni, la frază din biserică, evit nunțile. De ce? Pentru că nu mai știi cu ce să iasă în evidență. Nu mai știi. În loc să investești tot după nuntă, să ai o viață frumoasă de familie. Dumnezeu nu a fost supărat și Dumnezeu nu-i supărat că vreau să se căsătorească. Dumnezeu nu era supărat și nu-i supărat că vrei să te căsătorești. Mai e un motiv. Mâncau, beau, se însurau și se măritau. Și acum e cel mai grav lucru care îl făceau și care îl găsim și în vremea noastră. Știți ce mai făceau și de ce era supărat Dumnezeu pe toate acțiunile lor? Spune cuvântul Domnului că ei mai făceau ceva. Erau nepăsători față de Dumnezeu. Asta era durerea cea mai mare. Pentru că cei din vremea lui Noe și din vremea noastră îs nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu. Știi că Dumnezeu, lui Dumnezeu a ajuns să-i fie scârbă de oamenii din vremea lui Noe, din cauza nepăsării care era față de Dumnezeu. Îi chema Dumnezeu cu bunătate. Știi de ce aveau ăștia să mănânce și să bea? Pentru că erau binecuvântați de Dumnezeu. Știi de ce reușeau să se căsătorească? Pentru că era bunătatea lui Dumnezeu. Și în loc să se apropie de Dumnezeu, nu vedeți că aceeași generație o trăim și noi? Întoarce românul spatele lui Dumnezeu. Întoarce românul și nepăsător față de Dumnezeu. O ajuns lui Dumnezeu să-i fie scârbă de cei din vremea lui Noe. O ajuns Dumnezeu să-i fie scârbă de cei din generația noastră. Pentru că întorc spatele lui Dumnezeu. Deși sunt ultimile clipe care le mai trăiește istoria omenirii, parcă suntem tot mai cu spatele la Dumnezeu. Știi ce spune cuvântul Domnului unei biserici din Apocalipsa, bisericii din Laodicea, Apocalipsa 3 cu 15 și 16? O zis Domnul așa, de-ai fi rece sau în clocot. Dar au zis, ești căldicel și am să te vărs. Știi ce înseamnă să verși? Adică să iei ceva în gură și să-ți fie greață. Să nu mai poți să simți pe limbă, să nu mai poți accepta în gustul tău bucata aceea de mâncare care nu-ți pică bine. S-a uitat Dumnezeu spre Laodicea și a zis, dacă ai fi rece, te-aș încălzi, că ai recunoaște. Știți că sunt mulți care sunt înghețați, Domne, sunt înghețați și dezgheață Dumnezeu, sunt împotrivitori față de cuvântul lui Dumnezeu. Zici, eu să n-aude pocăi, să nu, Domne, în viața mea. Și îl aduce Dumnezeu la o înmormântare, îl aduce Dumnezeu la un botez, îl aduce Dumnezeu, creează Dumnezeu condițiile. Știi ce face? Își predă viața în mâna lui Dumnezeu. Știi cu cine e cel mai greu de lucrat? Ăia care scăldicei. Ăia care provoacă scârbă lui Dumnezeu. Adică să stai în casa lui Dumnezeu, să vii, să-ți placă la casa lui Dumnezeu și să nu ți se schimbe viața cu nimic. Oamenii din vremea lui Noe erau o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Știți ce era interesant? Că au avut șansa să se întoarcă. O predicat Noe și nu o predicat puțin. Nu o predicat cât o să predic eu în seara asta, că-i frig, nu. Noe o predicat ani de zi, zeci de ani o predicat Noe. Știți ce au zis? Lasă-ne, Domne, dar nu ne mai spune, noi nu avem nevoie, spune-ne altceva, altceva. Vă întreb, o anunțat păstorul botez în 21 iunie. Cât s-or botezat la predicile lui Noe? Cât s-or botezat? Știți câți? Niciunul. În zeci de ani, tu pufă-i pe nas, Domne, cât s-or fost la botez? 4-6. Puțin, Domne. Dar uită-te la Noe! Cât s-o botezat, cât s-o băgat Noe cu el în corabie? Și Noe a fost om neprihănit. A fost om care avea relație cu Dumnezeu. Poate ești în vremea aceasta și ai o relație căldicea cu Dumnezeu. Poate faptele tale provoacă scârbă înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spunea, deși fratele păstor nu știu care e mesajul din seara aceasta, i-am spus numai textul de unde citesc. Poate acțiunile care le faci provoacă greață lui Dumnezeu. N-ai mai simțit de mult prezența lui Dumnezeu. Poate n-ai mai simțit harul lui Dumnezeu peste viața ta. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, îți mulțumesc că sub cerul, așa era adunarea și la Noe. Noe trei ani neprihănit, ăsta n-avea nici biserică, nici parcare, n-avea nimic.
El trăia cu Dumnezeu, asta era biserica lui, relația care o avea el cu Dumnezeu. Nu știu care e relația care o ai tu cu Dumnezeu în vremea aceasta. Ne-am uitat la oglinda aceasta, la cei din vremea lui Noe, dar vreau să ne uităm în câteva minute și la Noe, să vedem oglinda lui Noe. Poate te-ai regăsit în seara asta, îți place să mănânci foarte bine, mănâncă că tu porți kilogramele, nu-i supăra Dumnezeu și dacă mănânci mai mult, că pătinte doar picioarele, tu te chinui după aceea să dai jos, nu-i bai, mănâncă. Îți place să bei suc și apă, bea Domne că tu ai probleme, nu-i supăra Dumnezeu. Nu-i supăra Dumnezeu că te căsătorești și nu-i supăra Dumnezeu că ți-ai programat nunta. Știi ce-i supăra Dumnezeu în vremea aceasta de mizeria din viața ta? Îi supăra Dumnezeu în vremea aceasta de nepăsarea în care trăiești. Știți că de la amvon, mai ales în biserică, se văd oamenii nepăsători din casa lui Dumnezeu. Se văd oamenii, îi vezi, păi el, noi, Doamne, îi pufă așa, îl vezi. Imediat îți dai seama de starea de nepăsare. Știi că nevasta ta știe nepăsarea care o ai față de Dumnezeu? Știi că soțul tău știe nepăsarea care o ai față de Dumnezeu? Numai tu vii la adunare, costum, cravată, Doamne, frumos, îi sătul Dumnezeu de mormintele alea văruite de care vorbea Domnul Iisus. Și spunea pe din afară, nu vedeți că avem și cultul mormintelor, Doamne? Nu dă doi bani pe mamă sa cât trăiește, dar îi faci un mormânt din ăla de n-are nimeni. Mii de euro pe, să nu mai iasă, da. Să nu mai, dă tot ce, cheal, ce are, cumpără marmură, cumpără granit. Dar nu i-a dus un suc cât o trăit, nu? Avem și noi, Dumnezeu e sătul de oameni cu poze frumoase. Noe nu făcea poze cu Dumnezeu, Noe trăia cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. În vremea aceasta Dumnezeu ne cheamă nu la poze, să vadă oamenii din țară cum ne adunăm noi la Elim. Dumnezeu ne cheamă, pentru că mult nu mai stăm pe pământul acesta, ne cheamă la o relație cu Dumnezeu. Ne uităm la noi, că ai zice, da, Doamne, dar tu știi cu ce mă confrunt eu? Știi care sunt problemele de la mine, de la firmă? Știi cum mă cert eu cu soacră-mea în fiecare zi că ne ține la ea în apartament și ne tot amenință că ne scoate afară? Știi că eu nu pot acum! Știi ce-a făcut Noe? Primul lucru care l-a făcut Noe frumos, era un om neprihănit, în cea mai coruptă generație. Trăia ca om neprihănit, nu când era cu grupul pe WhatsApp, fraților, rugați-vă pentru mine, că trec prin momente mai dificile, nu? Noe n-avea grup de WhatsApp, n-avea friends la Facebook, n-avea pe cine să sune să țină o zi de post cu el, n-avea pe nimeni. Și totuși Noe o ales să trăiască neprihănit înaintea lui Dumnezeu, o ales o viață sfântă, o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Tot se vorbește de relaxare. Putea și noi să zică, Doamne, mai relaxează-mă și tu un pic acum. Păi tătă ziua, nu vezi că ăștia mă tot ispitesc, ăștia mă tot năcăjesc, ăștia tot își bag joc de mine, ăștia, eu nu mai rezist. Putea să zică, știți că Dumnezeu nu face relaxare la neprihănire? Dumnezeu nu ne relaxează la o viață sfântă. Să zici, Doamne, dar mai lasă un pic, mai negociez cu Dumnezeu, nu? Noe, pentru că îl iubea pe Dumnezeu, nu îi se părea greu să trăiască o viață sfântă. Tu bași motive, noi băgăm motive. Știi, ăla-i de vină. Eu nu m-am putut pocăi, eu nu m-am putut sminți din cauza locutare. Noe n-a venit cu scuze. Dumnezeu spune că Noe era neprihănit într-o generație coruptă, era fără pată. Auzi? În 2020, când ai cine să-ți roage pentru tine, tu spui, Doamne, dar nu pot trăi așa, nu pot trăi o generație sfântă. Știi ce e cel mai rău? Că te înșală diavolul să arunci pată și pe altul. Să spui, Doamne, la noi la biserică, nu mai îți, Doamne, oameni sfinți. Nu mai ai cum să trăiești sfânt. Vreau să te rog ceva, dacă porți ochelari, dă-ți ochelarii jos și ștergeți bine lentilele. Dacă nu porți ochelari, pune mâna bine la ochi și șterge bine ochii, pentru că îți spun ceva, în orice generație Dumnezeu a avut oameni neprihăniți care au trăit pentru Dumnezeu, măriți să fie numele Domnului. Eu știu ceva, că în parcarea aceasta sunt oameni care se silesc și trăiesc în fiecare zi o viață neprihănită cu Dumnezeu, dar știu ceva, că mai sunt și din aia care provoacă scârbă lui Dumnezeu.
care provoacă greață, care îi face să-i fie rău la Dumnezeu. Știți ce spune Dumnezeu bisericii din Sardes? Deși biserica din Sardes avea problemele ei, îi cuvântul Domnului, Apocalipsa 3:4, vine cuvântul Domnului și spune așa: deși biserica avea probleme, o zis, totuși ai în Sardes câteva nume care ce n-au făcut? Nu și-au pătat hainele, nu și-au mânjit mâinile, nu s-au mânjit. Or fost oameni în Sardes, într-o biserică cu probleme, or fost oameni care au trăit neprihăniți, or fost oameni care au ales să trăiască curat înaintea lui Dumnezeu. Uită-te lângă tine, poate e neprihănitul lui Dumnezeu, chiar dacă tu nu-l vezi, bagă-te-și tu în ochi, că o să-l vezi mai bine. O să-l vezi mai neprihănit după ce bagi bine degetul în ochi. Nu mai spune că nu este. Dumnezeu a avut, are și va avea în orice generație, cât biserica e pe pământ, va avea oameni care vor trăi neprihănit pentru Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Cât pone greș, cât arunci tu cu noroi poate pe unul și pe altul. Ascultă-mă, biserica Domnului nu poate fi biruită nici de ponegreala ta, nici de mizeria ta, nici de ceea ce trăiești tu. Pentru că a zis Domnul Iisus că porțile locuinței morților nu vor birui. Aș vrea biserica Elim să fie biruitoare în numele lui Iisus Hristos. Tu și casa ta să fiți biruitori în numele lui Iisus Hristos. Măriți să fie numele Domnului. Când poți trăi neprihănit? Când aștepți altceva. Știi că atunci când aștepți altceva poți trăi neprihănit? Noe nu aștepta nimic din ce aștepta generația lui. De-aia au putut trăi neprihănit. Noi nu am așteptat cum au așteptat chinezii să vină pandemia și guvernul să cumpere toate companiile, să pună mâna pe toate companiile. Nu. Moise nu s-a uitat să vadă cum e cursul euro-dolar. Nu s-a uitat la nimic. Știți ce făcea Noe? Aștepta altceva decât pământul acesta. Știți ce a zis cuvântul Domnului în 2 Petru 3:13? A zis Petru așa: dar noi copiii lui Dumnezeu, după făgăduința lui, după promisiunea lui Dumnezeu, așteptăm ceruri noi. Trebuia să spuneți toți amin. Așteptăm împărăția lui Dumnezeu, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Cum poți să ajungi într-o împărăție neprihănită când trăiești ca un om neprihănit? Când nu mai aștepți nimic de pe pământul acesta, când nu mai dorești nimic, când nu mai vrei nimic din generația ta, ci dorești un cer nou și un pământ nou, adică dorești împărăția lui Dumnezeu, atunci încep să fii neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Că nu ne mai interesează nimic de pe pământul acesta. Facă Domnul să dorim din seara asta cerul și împărăția lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Noi știți ce a făcut? Unul a trăit neprihănit. Când toți trăiau murdar, ăsta nu a avut nici biserică, nu a avut prieteni, era singur, nu în Timișoara, nu județul Timiș, nu în România, era singur pe pământ și a ales să trăiască neprihănit. Când toți râdeau de el, el a zis: și dacă greșesc, dar eu tot cu Dumnezeu mă duc. Eu tot aleg să mă încred în Dumnezeu, eu tot aleg să nu mă murdăresc. Facă Domnul să trăim o viață curată, să trăim la cote înalte cu Dumnezeu, măriți să fie numele Domnului. Ce-a mai făcut Noe frumos în generația lui? Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Știți că Noe a fost primul om de pe pământ care a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu? Când vede Dumnezeu că te silești să trăiești o viață de neprihănită, știți ce buton apăsăm înaintea lui Dumnezeu? Butonul milei. A fost singurul care a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Și ăștelalți au avut ușa deschisă. Și ăștelalți au avut șansa din partea lui Dumnezeu. Noe era un țăruș bătut de Dumnezeu. Era un punct de reper pentru generația lui. Știi ce-mi doresc? Și noi, și eu, și dumneatale, să fim țărușii lui Dumnezeu pentru generația în care trăim. Să se uite lumea, să zică: da, îl cunosc pe cutare de la voi, de la biserică. E un om al lui Dumnezeu. Nu ne întârzie cu banii. Ia împrumut dacă n-are în ziua de salar. Știți că de obicei patronul îi zice angajatului: azi ziua de salar, dar nu am bani, așteaptă-mă până mâine. Păi de ieri trebuia să mergi să iei banii împrumut, ca să nu-l lași să aștepte după bani, nu? Că pe ăla l-așteaptă copiii, l-așteaptă salarul acasă. Aș vrea să fim cu firma noastră, cu locul nostru de muncă, pe scara noastră, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, să fim puncte de reper pentru împărăția lui Dumnezeu. S-au uitat oamenii, l-au văzut pe noi, au văzut o ușă deschisă. Alegerea a fost a lor, să intre sau să nu intre. Știți câteodată Dumnezeu ne bagă ca și oamenii ai Lui
Asta nu înțelegem de multe ori. De ce Dumnezeu ne bagă în anumite locuri unde n-am vrea să intrăm? Credeți că era o plăcere pentru noi? Vă întreb, era bun mirosul acolo în corabie? Era, cum era? Nu? Nu era bun. Dar unde era mai bun? Înăuntru sau afară? Miros, unde era mai bun? Păi a zis că nu a fost bun. Acum, ori a fost bun, ori nu a fost bun. Nu? Dar mai bun, de ce? Pentru că era locul pregătit de Dumnezeu ca să-l salveze. Știi că o ușă închisă de Dumnezeu poate fi o binecuvântare pentru tine? Știi că ușa care o închide Dumnezeu și te întrebi ani de zile de ce Dumnezeu ți-a închis ușa? De ce nu ți-a mai răspuns Don Juan la telefon după ce ți-a promis? Mulțumește la Dumnezeu că te-a scăpat. O să vezi că Dumnezeu va avea alte binecuvântări. Nu mai plânge, ia batiste, șterge, spală-te pe față și mulțumește la Dumnezeu. Noi nu înțeles că l-a băgat Dumnezeu în corabie și nu a venit apa. Încă 7 zile, o stat acolo. Vă dați seama ce efort pentru noi, pentru nurorile lui, nu? Dacă era nurorile lui Noe fițoase ca norăta, ce zicea Noe? Lasă-ne bunicu, moșu, lasă-ne, domne, deschide ușa că noi plecăm. Adică am așteptat o zi, am înțeles că e norat, da, că vine ploaie. Dar stai pe soare 2 zile, 5, 7 zile pe soare și nimic. Zice ce-ar făcut? Noi o înțeles că ușa închisă de Dumnezeu nu reprezintă blestem, ci reprezintă binecuvântare. Ceea ce închide Dumnezeu, s-ar putea ușa aia închisă a lui Dumnezeu să fie mila lui Dumnezeu pentru tine și pentru casa ta. Te-ai întrebat poate de multe ori de ce ai plecat, nu știu, la cules de sparanghel și ai venit fără niciun leu în buzunar. Poate a vrut Dumnezeu să protejeze casa ta. Te-ai întrebat de ce ai zis că o să mergi să câștigi, o să faci ceva. Și Dumnezeu parcă ți-a închis toate ușile. N-ai vrea să zici, Doamne, îți mulțumesc că s-ar putea ușa închisă de tine să-mi arate mila ta pentru mine și pentru casa mea. Poate ai fi câștigat o mână de bani, dar ai fi pierdut multe lucruri, ți-ai fi pierdut poate copii, soție, soț, pe cei dragi ai tăi. Și Dumnezeu ți-a închis ușa în față și o ținut-o el închisă. Nu ți-o dat mâner pe dinăuntru, că la noi nu i-o dat mâner pe dinăuntru. O închis-o Dumnezeu. Știți ce i-a dat la Dumnezeu la noi? Fereastra, când capeți milă din partea lui Dumnezeu, nu mai ai nevoie de ușă, ai nevoie numai de fereastră. Noe n-avea în corabie nici wireless, n-avea televizor, n-avea wifi, să se plimbe, să prinde și el semnal, n-avea nimic. Dar avea singurul lucru care îl trebuia în corabie, l-avea pe Dumnezeu. Avea prezența lui Dumnezeu, i-a zis, Noe, tu pune o fereastră în sus. Și cu fereastra lucrez, nu cu ușa. Că dacă ar fi lăsat Dumnezeu mâner la noi, ar fi deschis ușa în timpul ploii, în timpul apei, ar fi deschis și s-ar fi nimicit. De ce Dumnezeu nu ne dă putere asupra anumitor lucruri? Știi de ce? Că am face ravagii. Am distruge lucrarea lui Dumnezeu. De-aia Dumnezeu pune limite puterilor noastre. De-aia Dumnezeu pune limite înțelepciunii noastre. Ca să se vadă înțelepciunea lui Dumnezeu și să se vadă puterea lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, noi o căpătat milă. Și vă mai spun ceva. Știți ce a mai făcut Noe frumos? Deși trăia într-o generație coruptă, într-o generație ca și generația noastră. Noe o trăit neprihănit. Doi, Noe o căpătat milă. Și trei, Dumnezeu a făcut legământ cu Noe. A fost primul om de pe pământ care a căpătat milă. Și a fost primul om de pe pământ cu care face Dumnezeu legământ. Nu l-a pus pe Noe să facă nimic. De ce? Pentru că el a ales întâi să trăiască neprihănit. Și a zis, Noe, eu fac legământul cu tine. Vreau să-ți spun în seara aceasta, de săptămâni, de luni întregi, se tot anunță de la microfonul acesta că te cheamă Dumnezeu să intri în legământ cu el. Ai văzut mila lui Dumnezeu peste casa ta. Ai văzut mila lui Dumnezeu peste familia ta. Și n-ai intrat în legământ cu Dumnezeu. Noi o intrat în legământ cu Dumnezeu. Și au zis, Dumnezeu, văd curcubeul și știu că trebuie să las protecție. Dacă intri în legământ cu Dumnezeu, tu nu trebuie să faci nimic. Că a făcut Hristos totul pentru tine. A făcut Hristos totul pentru noi, slăvit să-i fie numele Lui. Tu trebuie să accepți legământul cu Dumnezeu. Și restul, să trăiești o viață neprihănită împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu intră în legământ cu Noe. Și Noe acceptă legământul lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun în seara aceasta că te cheamă Dumnezeu
azi dimineață eram lângă Alin Pascu și în spatele nostru, undeva în lateral, era un domn, nu știu dacă e pacia în seara asta. Și îmi zice Alin, îl vezi pe omul ăla, de 5 ani de zile îl cheamă Dumnezeu, 5 ani mi-ai zis, cam așa ceva. De 5 ani de zile îl așteaptă Dumnezeu să intre în legământ cu el și tot nu vrea să intre. Și îi făcea Alin, este botez, dădea din cap, am înțeles. În timp ce fratele Moț făcea anunțurile pentru botez, zic Aline, hai să-i facem semn acum să fii atent la anunțuri, că se face anunțul de botez. Când ne uităm, scaunul era gol, era plecat. Ascultați-mă, Dumnezeu te cheamă la legământ la vreme de pace. Astăzi ești binecuvântat, ai crescut în familie de pocăiți, ai crescut într-o familie binecuvântată. Vă spun, semnele care le trăim noi în vremea aceasta, semnele care ne arată că vine Iisus, semnele care ne arată că ne vom desprinde în curând de pământul acesta. N-ai vrea în seara aceasta să-ți legi inima de împărăția lui Dumnezeu? Nu știu cât i-ai agonisit în lumea aceasta, nu știu cât i-ai adunat pe pământul acesta, nu știu cine ești și ce faci, dar s-ar putea Dumnezeu să aibă greață de faptele tale. Să aibă greață Dumnezeu de modul cum te comporți, de gândurile care le ai, de mizeria care o duci de ani de zile. În seara aceasta Dumnezeu are o ușă deschisă pentru tine, așa cum a avut Dumnezeu ușă deschisă pentru cei din generația lui Noe. Dumnezeu are ușa deschisă pentru tine în seara aceasta. Dar ascultă-mă, vine vremea când va închide Dumnezeu ușa și nu mai deschide nimeni. Vă spun ceva, mulți din iad ar vrea să mai rămână o clipă ușa deschisă. Știți că acolo sunt cele mai sincere rugăciuni? Nu așa cum mai facem noi, nu știm cum se... Nu, ăia strigă înaintea lui Dumnezeu pentru o clipă să fie ușa deschisă. Și e prea târziu. Astăzi e ușa deschisă a lui Dumnezeu. Vine vremea poate când te vei boteza, nu știu, nu vreau să te speri, că e viața ta, e timpul tău și e treaba ta. Dar vreau să spun că e ușa lui Dumnezeu deschisă. Va veni vremea, poate, cum am văzut pe cineva s-a botezat, eram la un botez în apă și l-a botezat în cărucior cu rotile. Nu a putut să intre în apa botezul. Astăzi poți lua hotărârea să intri pe picioarele tale în corabie, să trăiești o viață neprihănită. Vreau să închei. Am un prieten din copilărie la Deva, Marius îl știe. Băiatul acesta, tatăl lui, a fost campion mondial balcanic la lupte greco-romane. Tatăl lui era un om fără Dumnezeu, dar avea pe mama lui pocăită. Și de fiecare dată mama lui îi spunea, Costică, tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Omul acesta, un bărbat, nu știu, vreo 140-150 de chile, un bărbat foarte voinic, luptător, care se antrena în fiecare zi. O mers într-o zi la ea după ce îi tot spunea că e ușa lui Dumnezeu deschisă pentru el. O mers și o zis, nu mă mai bate la cap cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu există. Dacă există Dumnezeu, o spus fratele Costică, că după aia s-o întors la Dumnezeu. O zis, să vină Dumnezeu aici, să dau cu el de pământ, pentru că se credea în putere. O avut clipa aceea când o zis lucrul acesta. Și mama lui s-a uitat plângând la el și a zis, Costică, Dumnezeu îți va ieși înainte și tu oricum te vei întoarce la Dumnezeu, pentru că eu strig înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Următorul meci de lupte greco-romane care l-a avut, l-a avut undeva în Bulgaria. Și mi-a zis prietenul meu, zice, a mers tata să lupte în Bulgaria. Și zice, a luptat ultimul meci cu unul de 120 de kilograme. Erau la aceeași categorie, erau la aceeași greutate și zice, după ce l-a bătut tata bine pe ăsta, ultima lovitură, l-a luat l-a prins așa de pantalonii care i-a avut pe el și l-a ridicat deasupra capului ca de ultima lovitură, să dea cu el de pământ. Avea deasupra capului un om de 120 de kilograme, era ultima lovitură, toată lumea vibra să-l aplaude pe Costică, ce om puternic e. În momentul acela, când era cu adversarul deasupra capului, a venit o slăbiciune peste el și a scăpat omul de 120 de kilograme invers pe picior la genunchi și a rupt piciorul în două.
pe invers. Și Costic a căzut la pământ și spunea el, în momentul când am căzut la pământ, am auzit o voce care mi-a zis, sunt mai puternic decât tine. Și în momentul acela, zice, am înțeles că era vocea lui Dumnezeu. O zis, a fost ultimul meci care am luptat în lumea aceasta. De atunci s-a întors la Dumnezeu și a murit în credință. A murit ca un om al lui Dumnezeu. N-a mai luptat pe arenele lumii. A luptat exact ce o cânta fanfara prima cântare, ca un erou al slavei. Noi venim în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să venim cu rugăciunile noastre. Se vor face rugăciuni și la sfârșit. Nu știu ce ai în casa ta, ce ai în familia ta. Poate te crezi mare și tare, că la altul se poate întâmpla, dar la tine nu. S-ar putea lui Dumnezeu să fie mare scârbă de tine. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, n-aș vrea o nuntă să rup gura târgului, cum o zice cineva, vreau să fac o nuntă să n-aibă nimeni. Știi cum e și nunta? Ca la nimeni. S-a făcut de tot râsul. Nu mai căuta să-ți faci nunți spectaculoase. Învață să trăiești o viață frumoasă de familie. Nu-ți investi toate resursele în nuntă, ci investește toate resursele în viața de familie. Știți că se fac nunți scumpe și după aia se trăiește ieftin? Fă invers. Lasă, că oricum nu știm ce, nici am mâncat săptămâna trecută, apoi la nuntă, la tine sau... Nu mai știam. Învață din seara aceasta să trăiești ca un om neprihănit. În generația noastră sunt oameni care se silesc să trăiască o viață neprihănită. Oameni care strigă înaintea lui Dumnezeu zi și noapte. Știți de ce mai ține Dumnezeu pământul acesta cu binecuvântare? Din pricina sfinților care strigă înaintea lui Dumnezeu, din pricina că biserica lui Hristos este pe pământ. Noi trăim ani și clipele când vom vedea revenirea lui. Cred din toată inima mea că ochii aceștia de carne vor vedea venirea Fiului Omului. N-ai vrea în seara aceasta să fie o seară de pregătire pentru viața ta? Tânăr drag, nu știu, am văzut și eu pentru prima dată fanfara la egal cu mine. Ei totdeauna ne priveau de sus, de acolo de la balcon. Nu știu ce e în viața ta, nu știu ce e în sufletul tău și în inima ta. Poate ai lucruri care te condamnă, poate ai lucruri care te apasă. Știi când apare teama, sunt oameni care în vremea asta de pandemie ori venit și ori zis, ni-i frică, ce se mai întâmplă? Fratele păstor poate da zeci de exemple care ori sunat și ori zis, ni-i frică. Știi când apare frica? Când ai o relație corectă cu Dumnezeu. Când n-ai o relație sinceră cu Dumnezeu, când îți lucruri care te condamnă în inimă, normal că apare frica. Noi nu s-o temut nici de făină, nici de zahăr, nu s-o temut de nimic. Știți ce spune istoria și cu asta am încheiat? Spune istoria, corabia lui Noe o ancorat când s-o retras apele. Corabia lui Noe a rămas pe vârful muntelui Ararat. Corabia în care a fost salvat Noe. O rămas acolo pe vârful muntelui. Cercetătorii au găsit lemn, spun că au găsit lemn din corabia lui Noe. Dar vă spun ceva, corabia noastră doresc să nu ancoreze pe un munte de pe pământul acesta, ci doresc corabia casei tale, corabia casei mele, corabia vieții tale și vieții mele să ancoreze în împărăția lui Dumnezeu. Din seara aceasta să luăm hotărâri noi, să trăim pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu și Domnul să ne facă parte la toți de împărăția lui Dumnezeu. Amin.